Dinamo e, după o nouă înfrângere, pe penultimul loc în clasament. Oricum ar fi fost acolo chiar și cu o victorie, dar poate că ar mai fi însemnat ceva pentru cine. Că nici nu știm pentru cine. Nici nu știm, nici jucătorii nu știu probabil care și cum va mai rămâne. Cine știe ce gânduri își face fiecare. E cazul să plec, să scap de aici. Din informațiile pe care le avem, Iuliu Mureșan n-a fost la stadion. În schimb, a fost Mircea Lucescu la stadion. Apropo de asta, e și o fotografie. Johnny Culina, ofițerul de presă celor de la Dinamo, a publicat-o pe contul lui de Facebook. Dar a publicat-o la 0-0. Și dacă o și putem vedea cât de curând, a însoțit-o cu textul: nu vă fie frică, Dinamo se ridică. Acum, ce putem să înțelegem? Bineînțeles că putem să speculăm o jumătate de oră sau chiar mai mult de atât, să presupunem că s-o ridica, dar numai dacă se implică și Mircea Lucescu, că altfel nu găsim altă soluție. Iată fotografia cu Johnny Culina și Mircea Lucescu prezent la oficial acolo la Dinamo, dar nici măcar prezența dumnealui n-a putut evita o înfrângere pentru Dinamo în această seară și încheierea unui sezon catastrofal, un sezon cu foarte multe rele, cu un scor fluviu în fața celor de la FCSB, record negativ, și cu, iată, această poziționare pe locul 15 cu 12 puncte după 21 de etape. Hai să-l ascultăm pe Hefte Betancourt, cel care a reușit să deschidă scorul după ce ratase de câteva ori. Won the three point, we play for the three point and Am câștigat cele trei puncte, am jucat pentru trei puncte și le-am câștigat. Ai avut câteva ocazii pe care le-ai ratat. This is football. Asta este fotbal. Also, I can score with Cefere three times and now is așa se întâmplă, am scris de trei ori cu Cefereu și acum am trei ratări mari, dar am și un gol. This is normal for me and I must work now. Your team finished trebuie on the sixth place this year. It's a good position for you. Yes. Now e o poziție bună pentru voi, acest loc 6, da, bineînțeles. This is good for us. This is our objective. And now acesta este obiectivul, să ajungem în play-off. We must to work because we want to go the in the play-off. Trebuie să mai muncim ca să ajungem să rămânem în play-off. Now for the moment yes, but I can score more goals, but it's good personal, but I prefer the team. E pentru mine personal, am cifre bune în acest sezon, dar prefer să câștige echipa. I have contract 2 years. Mister, am contract 2 ani. Decide this, I don't decide nothing and I want to stay here because eu vreau să stau aici, dacă e vorba de vreo plecare, decide mister. To be the top scorer of the Romanian league. Vrei să fii golitorul campionatului? Yes, no, now I am happy because I stay in the first position. Sunt în prima moment poziție. For the holidays and relax. Acum, my mind. Any plans for this vacanța, holiday? Mai vedem după aceea. Home. I need to go home and stay with family. Trebuie să ajung acasă și să stau cu familia. Da, Hefte Betancourt după probabil cel mai bun sezon al lui în Liga 1. O să-l ascultăm și pe domnul Ioani, care astăzi nu băgasem de seamă că a jucat. Mă rog, exagerez puțin. A ieșit-o pe luare la pasea lui. Așa, da. Da. Parcă a avut un singur șut de apărat, dar un șut. Da. A foarte slab. Da, a lui Popa. Da, lui Popa. Hai să-l ascultăm. Suntem fericiți că am câștigat, am venit aici să luăm cele trei puncte, să practicăm un fotbal bun. Ne-a lipsit puțin șansă la primele ocazii, puteam să deschidem scorul mai repede și alta să fie situația noastră. Dar până la urmă este bine că am câștigat și mergem liniștiți acasă. Ați intrat poate un pic, nu știu, așa, încrezători în acest meci, având în vedere că întâlneați un Dinamo cu foarte multe probleme în echipă? Pentru că v-ați chinuit în prima repriză. Nu contează asta pentru noi. Noi tratăm orice meci ca fiind cel mai important și ne gândim doar să-l câștigăm indiferent de adversar. Ți-au dat ceva emoții și cei de la Dinamo? Cum au fost pentru tine acele faze? Au fost vreo două situații
mai dificile, dar mă bucur că am reușit să trecem peste ele și că am reușit să țin poarta intactă. Terminați anul pe loc de play-off. Cum vezi tu această luptă pentru un loc în play-off în 2022? Este o luptă dificilă, dar noi vom lupta până la final pentru a ne îndeplini obiectivul. Tot trage linie pentru anul ăsta, ești mulțumit de cum au mers lucrurile pentru tine? Sunt mulțumit, dar mereu se poate mai bine. Nu știu cum să zic, am așteptări foarte mari de la mine și sper ca la anul să fiu mai bun ca anul acesta. Simți că ai făcut un progres în momentul în care ai început să lucrezi cu Gheorghe Hagi? Nu știu ce să zic, bine. Evoluția mea spune totul. Ce îți dorești în 2022? Cu ce gânduri intri? Să reușim să intrăm în play-off și să prindem un loc de Europa. Mulțumesc mult! Mulțumesc, salutări, fericitări! Da, l-am ascultat pe Ioani. Ce m-a mirat puțin, nu m-a mirat de fapt, dar chiar m-a emoționat puțin, a fost faptul că pe parcursul partidei Daciu chiar a suferit. Serios. Adică ai pornit așa cât de cât încrezător și după aia te-ai supărat. M-am supărat când am văzut special evoluția echipei și rezultatul final. Încă o evoluție dezamăgitoare a lui Dinamo, foarte multe greșeli pe faza defensivă. Vorbim aici de sistemul defensiv. Ați văzut cu toții ceea ce s-a întâmplat la golul 2. Nepermis din punctul meu de vedere. Popa să fie întors de maniera asta și câte și câte mai multe greșeli. La un moment dat mi se pare că e un joc așa de șoarecele cu pisica. Adică am văzut 11 jucători oarecare adunați și obligați parcă să joace un meci de campionat cu Farul Constanța. Cu părere de rău spun lucrul acesta, dar... Și din întâmplare au purtat tricoul Dinamo. Chiar așa au arătat lucrurile în această seară. O echipă debusolată, o echipă cu jucători care stau numai cu capul în pământ, o echipă fără personalitate, o echipă care nici din punct de vedere, eu știu, al atitudinei nu a arătat că se poate ridica totuși la un nivel apropiat față de ce a arătat Farul în această seară. Iar premizele, dacă eu eram optimist de felul meu, premizele în acest moment nu sunt de, eu știu, cele mai bune și optimiste. Că nu știu ce s-ar putea întâmpla în această perioadă de iarnă, care este destul de scurtă. Ce poți să faci? Ce s-ar putea ce poți să pentru faci? Pentru că iar încep să dai jucători afară, 7-8 jucători, iar să aduci alți jucători, iar jucători nepregătiți, care trebuie să aibă o nouă perioadă de adaptare. Și uite așa se termină campionatul, sezonul regulat, ești pe ultimele locuri, după care mai urmează decât 9 partide. Ce poți să obții? Corect. Nu mai zic că cu câteva luni în urmă ai mai adus un Steliano Filip, un Cosmin Matei, un Torje. Zici, hai cu ăștia cu experiență, mai care au mai jucat la Dinamo, hai că poate reușim să legăm ceva. Acum pe cine mai aduci? Și tu a fost adus. Și tu, bun, da. Dar mă refeream la jucători mai cu experiență și care au avut un trecut la Dinamo. Poți să aduci niște jucători care ai putea să-i aduci împrumut, pentru că jucători liber de contract, la fel vei avea, eu știu, problemele existente și în acest moment. Readaptabili, nepregătiți fizic, fără ritm de joc. Dacă tot a venit Daniel Cerocescu la meci, poate ar împrumuta 2-3 jucători de la Dinamo Kiev și cred că ar fi o soluție foarte bună pentru Dinamo. I-ar ajuta foarte mult. Bineînțeles să le plătească salariile Dinamo Kiev. Să precizăm. Orice jucător pe care echipa respectivă ar trebui să suporte cea mai mare parte a salariului. Să-l ascultăm și pe Itu. Sentimentul după acest meci. Bună seara. Da, vă dați seama, suntem supărați, suntem triști. Nu știm ce să facem ca să ieșim din starea asta în care ne aflăm. Am pierdut astăzi, am pierdut meciul trecut cu Mioveni. Ne aflăm pe penultimul loc și sperăm ca de la anul să ne revenim și să reușim să ne îndeplinim obiectivul. Adică salvarea de la retrogradare. Ați rezistat totuși o repriză, ați dat semne că puteți să puneți mai multe probleme celor de la Farul. Ce ar fi trebuit în plus pentru voi? Astăzi a fost o zi grea pentru echipă, deoarece am avut
mulți jucători suspendați, am avut câțiva jucători care s-au îmbrăcit, câteva probleme medicale care eu consider că ne-au încurcat puțin și din păcate nu am reușit să dăm mai mult și să-i facem fericiți pe fanii cu un rezultat pozitiv. Tu ești tânăr, dar cum te simți în momentul în care vezi situația aceasta a echipei și intri acolo în vestiar și ce stare de spirit găsești? Vă dați seama că starea de spirit nu este una tocmai bună, deoarece am pierdut atâtea meciuri, nu am jucat bine, au fost câteva meciuri într-adevăr bunicele, dar majoritatea nu prea și nu are cum să fie o stare de spirit foarte bună și sper să ne revenim cât mai repede. Vine bine această vacanță pentru voi, măcar să vă liniștiți din punct de vedere psihic, să vă reveniți așa puțin, pentru că au fost destul de multe probleme cu care v-ați confruntat. Da, a fost o perioadă foarte tensionată, a fost și la Dinamo mereu să fie presiune. Sper ca vacanța asta să ne prindă bine, să ne putem liniști puțin și să ne revenim și să avem forțe proaspete de la anul și să putem să scoatem echipa din acest moment. Tu ai încredere că puteți să rezolvați problema aici la Dinamo? Da, normal. Mereu trebuie să ai încredere, indiferent de ce și cum. Sunt mulți jucători în echipă care în trecut am demonstrat că putem și că avem valoare. În acest moment, lipsa de încredere își spune cuvântul și trebuie neapărat să ne punem pe picioare și să ne redresăm. Mulțumesc, seara bună. Da, Itu este jucător împrumutat de la CFR și el e într-o situație probabil invidiată de ceilalți, pentru că măcar știe că nu aparține de Dinamo, se întoarce la CFR la vară, dar e adevărat că nu, e cam greu așa să-ți legi numele de o contraperformanță cu Dinamo, dar până la urmă el are contract cu o altă echipă și e mai dificil pentru ceilalți. Hai să vedem ce spune și Eșanu, portarul celor de la Dinamo. Bună seara, înfrângere pentru voi și situația lui Dinamo nu este tocmai bună. În tot acest sezon ați suferit foarte mult. Ce s-a întâmplat în această seară? Bună seara, cum a zis și colegul meu, știam că ne așteaptă un meci foarte greu, mai ales din prisma faptului că nu eram cu întreg lotul și știam că o să fie un meci greu. Am reușit prima repriză să ne apărăm destul de bine, a doua totul a plecat de la faza aceea fixă, unde n-am reușit să ne mai ținem marcajul și am primit gol. A venit și al doilea și aceasta a fost soarta meciului. A fost greu și pentru voi, având în vedere că ați avut aceste probleme medicale și probleme de lot, pentru că sunt foarte mulți care au fost excluși din lot. Credeți că ați fi putut mai mult dacă erați în formula completă? Nu se știe, nu putem să vorbim despre ce ar fi fost, nu avem de unde să știm niciodată. Cine a fost, toți suntem jucători de fotbal și am încercat să scoatem maxim de la acest meci. Ne pare rău că n-am reușit. Tu cum vezi lucrurile în acest moment, situația aceasta a echipei și cum credeți că puteți rezolva să scoateți Dinamo de acolo, din subsolul clasamentului? Da, situația este destul de dificilă. Anul trecut a fost un an poate cel mai greu din istoria clubului. După ce s-a terminat, am crezut că lucrurile vor reveni cât de cât pe făgașul normal. N-a fost chiar așa, cu acea interdicție la transferuri. Am început bine, cu toate că n-am avut cum să facem transferuri, am început bine. După, din păcate, n-am reușit să continuăm și Bine această vacanță din punct de vedere psihic, pentru că vorbeați și voi de toate aceste tensiuni, de faptul că suporterii sunt din ce în ce mai nemulțumiți. Vă dați seama, da. Bine. Sperăm după această vacanță să avem timp să ne relaxăm, să ne gândim la ce a fost, ce putem face mai bine și când ne reunim să reușim să ne îndeplinim obiectivul. Ce simți tu când vezi Dinamo acolo pe locul 15? E frustrare, foarte multă frustrare. Este greu. Niciodată Dinamo n-a fost aici, nu e locul nostru aici. Locul clubului nu este aici și este multă frustrare. Dinamo termină
turul, să zic așa, prima parte a campionatului pe penultimul loc, nu știu, e foarte frustrant și foarte rău pentru noi, păcat. Mulțumesc! Seara bună! Eșanu, portarul lui Dinamo, în această partidă, mă rog, și cred că are mai multe partide jucate decât Iliev, cred că cel puțin asta e impresia așa, la grosomodo, așa că n-am văzut o statistică, dar din păcate e un sezon în care nu prea are cum să iasă cineva în evidență de la Dinamo, să poți să spui că a făcut un sezon bun pentru că echipa a jucat atât de slab încât n-ai cum să ieși în evidență. Îl ascultăm pe Gică Hagi după acest ultim meci al anului. Anul pe un loc de play-off, care sunt concluziile după această confruntare cu Dinamo? Bun, să zicem, 6 luni în care am muncit bine, n-am fost constanți, dar am jucat un fotbal bun, am progresat mult, mai trebuie să fim atenți, să fim mult mai concreți în fața porții, cred că ne-am creat foarte multe ocazii, le-am mulțumit echipei că această victorie, cred eu, ne-a venit foarte bine și le-am mulțumit înainte de sărbători, bravo lor, pentru că nu era ușor să menții într-o 3 meciuri într-o săptămână tonusul acesta care trebuia să-l ai, să fii conectat, să dai maxim, să alergi, să muncești. Au luptat, au avut determinare, au încercat. Era iar începuse meciul, am avut ocazii multe, parcă era istoria de la ultimul meci cu CFR-ul. Dar a doua repriză am avut șansă, am marcat gol din fază fixă și după aceea cred eu că ei s-au descătușat, au fost mult mai relaxați. Aveți a doua cea mai bună defensivă din Liga 1 după CFR, vă mulțumesc. Nu mă încântă pe mine lucrul ăsta, cu toate că știu că am fundași buni, dar ar trebui să marcăm mai multe goluri. Cred că meritam să avem mai multe goluri pentru că la ocazie aveam avut foarte, foarte multe. Dar acolo, în departamentul, în atac, în compartimentul, în atac, acolo trebuie să lucrăm mai bine și să fim mai concreți. Vor urma și transferuri în această iarnă? Ne-ați obișnuit așa să faceți schimbări în echipă? Nu știu, vom vedea. De mâine începem să ne gândim. Vom vedea jucători care au dat randament, jucătorii care au dat mai puțin. Vom vedea fiecare cum s-a simțit. O să începem să vorbim la început o săptămână cu fiecare și să vedem ce concluzie o să tragem. Avem copii foarte mulți, sunt în spate, avem și echipa a doua, vedem, analizăm, vom trage linie și vedem dacă cu siguranță 2-3 jucători o să încercăm să aducem. Practic nu intrați în vacanță pentru că văți... Mă duc la Ianis. Ba da, intru, mă duc la el. Dar ziceți că veți continua munca, să munciți. De mâine, de seara asta. Asta e viața noastră, deci se termină una, începe alta. Grijile sunt pentru că sunt o vacanță scurtă și trebuie să aducem, dacă aducem ceva trebuie să aducem până când începem și care să ne aducă un plus, să fie mai bun, să aducă un plus echipei și vom vedea. Grameni este dorit de CFR Cluj, îl lăsați să meargă? Am citit în această lună de Grameni, de Pitu, de Ianis. De... E bine pentru că produceți. Da, se vorbește. Normal, fotbalul se discută, fiecare îți doriți, sunt jucători, dar Ianis cred că rămâne la Rangers. Gramenii nu știu, întrebați-l pe Petrescu, dacă nici nu știu ce a făcut și Petrescu. A rămas la CFR. V-a surprins că a refuzat postul de selecție? Nu mă bag la lucrurile astea. Sunt lucrurile lui, cum la mine a fost, nu-mi place să... El știe cel mai bine și a luat decizia. Da, sunt copii, avem copii buni, ușor, ușor, vom vedea, o să vină și lucruri pentru ei. Noi suntem deschiși pentru că asta face clubul nostru, chiar dacă acum reprezentăm un oraș, tot formatori, jucători, care o fabrică care trebuie să producă și performanță și jucători, pentru că aceasta e mentalitatea mea. V-a surprins Dinamo și vă surprinde situația lui Dinamo, un club cu asemenea tradiție, să fie în această situație? Absolut, absolut. Fotbalul românesc se spune, se zic atâtea din cauza că nu avem trei echipe, cele trei echipe mari sau două echipe mari, ca în orice țară, trebuie să fie de nivel foarte mare. Din păcate, nu sunt măsură, îmi pare rău, respect total pentru tradiție, pentru ce club, pentru trofee, pentru spirit, pentru tot ce au aici, ei, Steaua. Da, păcat că Craiova, păcat că cluburile acestea Rapid sau
au avut probleme. Nu ele, toți, toate cluburile, din păcate. Nu știu ce s-a făcut în acești 30 de ani, dar lucrurile n-au mers bine. Trebuie găsită cauza și înainte să încercăm să reducem sportul în România, la nivelul iar mare, nu... Când mă întrebați tot timpul, îmi vin toate gândurile în cap de sport, de cum e susținut, că, care-i cauza, ca la doctor. Dar e bine că vorbiți pentru că da, sunt vorbesc, lucruri da, care trebuie spuse de oamenii care au da, ceva. Cum am spus și de arbitraj, că cel mai bine să lași jocul să meargă, să fie puternic, să se lupte. Copiii de mici trebuie să învețe că pe teren e un duel între mine și adversar. Eu trebuie să fiu mai iute ca el și mai tehnic și mai să... am atitudine, să am determinare, să nu fie frică de duel. Deci lucrurile astea trebuie învățate de mic. Ce bași de mic, bași pentru totdeauna. Probabil că noi am pierdut pe parcurs în acești ani, am pierdut anumite valori, anumite lucruri importante de, la jucător de tehnica lui individuală, la conducător de a, cei care organizează și România. A uitat că România a performat la nivelul cel mai mare și că cei care au performat dinainte în istorie, că avem o istorie bogată și frumoasă, în toate disciplinele, se investește cu cap și să bineînțeles că unii sunt formatori și alții fac performanțe la nivel european. Ne lipsește acest lucru. Echipe puternice, cluburi puternice care fac performanțe la nivel european. Restul suntem formatori și ele ne trag după ele. Pe cine vor fi ele, sperăm că într-o bună zi o să se facă acest lucru. Cum va fi 2022 pentru Farul în această luptă pentru play-off? Foarte multe probleme de făcut. Avem de dezvoltat atât infrastructură, atât echipa, ca să avem o mentalitate, să creăm o mentalitate, să ne unim și mai mult, adică toată lumea cu toți partenerii care avem, să fim cât mai mulți. Suntem echipa Dobrogei, a Constanței și ușor, ușor să fim cât mai mulți, să devenim o putere, să ne dezvoltăm în sensul bun. Avem de făcut terenul încă în continuare multe, clădirea trebuie terminată, în vară o prezentăm și o să o vedeți cum arată. Și vrem să avem cea mai frumoasă bază din România, nouă, făcută de arhitect, nouă, făcută la nivel european. Și după aceea, bineînțeles, și bugetul și lucrurile puternice, pentru că banii aduci jucători, dacă ai bani, să ai un buget foarte bun și după aceea ca să poți să te lupți cu cele mai bune echipe și trebuie să lucrăm la acest aspect foarte important. Ultima întrebare este legată de națională. Generația de aur nu poate antrena în momentul acesta națională oamenii din generația de aur. Îl vedeți potrivit pe Adrian Mutu? Se vorbește de faptul că ar putea fi selecționerul României. Îl cunoașteți foarte bine. Un campion, un jucător fantastic, un antrenor la început. Nu eu decid, dar ce am văzut, că l-am analizat, că am jucat și contra lui, am văzut și asta, personalitate, știe fotbal, cunoaște fotbal. Acum, experiență, eu zic că a jucat la nivel înalt și poate să compenseze acest lucru, pentru că e dedicat, arată incredibil și pe bancă, deci mi-a plăcut de el. Vă mulțumesc mult! Bine!